ție ne rugăm, slăvește, lasă, iartă-ne lor, Dumnezeule, trecându-ne cu vederea, fără de legile și păcatele făcute de dânsi cu știință și cu neștiință. Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori de 7 celor ce cad în păcat. Pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție se cuvine, Pată, slava, cinstea și înfinăciunea. Împreună și Părintele tău cel fără de început, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântați, Părinți, Sfinți și Iertați, Sfântului Făcătorului. Taina Sfântului Maslu are în vedere sau vizează dintre tainele Bisericii vindecarea suferințelor. Fie că e vorba de suferință, de o suferință sufletească, fie că e vorba de una trupească. Și îmi îngădui să spun că de foarte multe ori trecem cu vederea sau trecem în plan secund suferințele de natură sufletească. Sunt copleșit de mari emoții, dar de bucurie că am reușit să vă răspund dragostei frăților voastre, tuturor pelerinilor care poposiți deseori în această frumoasă mănăstire a Preacurației Maicii lui Dumnezeu. Și în ultimul rând îi mulțumesc din inimă, din suflet, Preasfințitul Părinte Episcop Calilic pentru binecuvântări de arhiere și pentru răbdarea care o are cu noi, precum am spus astăzi la predică la sfârșit, câtă răbdare are Preasfințitul de merge până la ultimul credincios și aveți toată blagoslovenia și binecuvântarea lui Dumnezeu prin ierarhul nostru drag. Și de fiecare dată, Preasfinția voastră, dacă vă uitați în această frumoasă biserică, mulțime de popor care vin atât pe evlave și pe Maica Domnului, și către Preasfinția voastră, fiindcă n-ar mai fi atât popor în biserică dacă rugăciunile săvârșite de Preasfinția voastră pentru sănătatea trupească, sufletească a noastră a tuturor, care cu folos ne este nouă, vă mulțumim din inimă și din suflet că existați, Hristos Dumnezeu să vă răsplătească, Preasfinția voastră, tot ceea ce faceți pentru noi toți. Mulțumim Părintelui Consilier încă o dată pentru cuvântul de învățătură rostit nouă tuturor. Mulțumim Părintele Protopovit, mulțumim Părintele Profesor Nechita Vasile și în ultimul rând tuturor părinților, împreună rugători, slujitori care au slujit în sobor la această mare slujbă, Taina Sfântului Maslu. Primiți credincioși bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. Fiți binecuvântați!